De exemplu, să faci pușcărie în Danemarca, s-a tot vorbit despre pușcăriile insalubre, indecente din România. Uite că în Danemarca, dacă ajungi în pușcărie, păcat. Dar nu e timpul pierdut pentru alte meme Stoica. A făcut apel la CEDO, că nu poate să se dușeze decât de două ori pe săptămână, că are niște condiții indecente în pușcărie. Mă rog, cam tot lotul Giovanni se plânge de condiții nedemne. Uitați aici, un român condamnat la 3 ani de pârnaie pentru spargere de locuințe în Danemarca nu se plânge de niciun fel că este în pușcărie. Dimpotrivă, el își întreține familia din România și stați să vedeți exact datele. Un salariu de pușcăriaș în Danemarca se ridică la 4.500 de coroane pe lună, are 2.700 de lei vine asta. Adică 27 de milioane de lei vei câștigă ăsta pe lună. Bine, mult peste salariul mediu din România. Bineînțeles, banii ăștia îi primești dacă muncești. Dar dacă îndeplinești o muncă pe care ți-o stabilesc, iei acești bani, la care se adaugă un spor. Dacă, de exemplu, muncești noaptea sau muncești în weekend, mai aduni niște bani, deci poți să sar foarte ușor de 30 de milioane, bani pe care se presupune că n-ai de ce să-i cheltui în pușcărie, ori fi niște chioșcuri pe acolo. Da, cred că și mâncarea este destul de decentă. Pe ăsta îl cheamă Dumitru Păcuță. Familia lui, care se află în România și care trăiește și ea de pe o zi pe alta, se roagă la Dumnezeu să nu le libereze danezii pe ăsta lor, că dracu să alege de ei. Sau praful să alege de ei, cam același lucru e, da? Încă suntem emisiune. Il vie!